Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor. Legea sănătății a fost dezbătută astăzi la Alba Iulia în prezența ministrului Vasile Cepoi. A fost luată în discuție descentralizarea sistemului de asigurări de sănătate, reorganizarea spitalelor, asistență medicală primară și calitatea serviciilor medicale. Ministrul Sănătății a prezentat principalele direcții ale organizării sistemului de sănătate, punând accentul pe asigurările de sănătate. Principalele modificări pe care legea le propune se referă la descentralizarea sistemului de asigurări de sănătate prin reorganizarea sistemului public de asigurări sub forma unor societăți mutuale de asigurări de sănătate, posibilitatea concurenței între asiguratori pe calitatea serviciilor de asigurări de sănătate, posibilitatea ca asiguratorii comerciali de tip comercial, asigurările private de tip comercial, să poată să asigure și pentru pachetul de servicii de bază atunci când un cetățean care își face o asigurare facultativă în sistem privat și dorește să ia și pachetul de servicii de bază la același asigurator, desființarea monopolului Casei Naționale de Asigurări, care devine autoritate de reglementare a asigurărilor de sănătate, și autonomia fondului de asigurări de sănătate. Noua lege vizează, potrivit ministrului, și reorganizarea rețelei publice a spitalelor. De asemenea, o altă modificare fundamentală pe care o propune proiectul de lege este aceea de reorganizare a spitalelor ca instituții autonome, managerial și financiar. Acest lucru nu se poate întâmpla oricum, ci doar pentru acele spitale care dovedesc capacitatea administrativă de a căpăta această autonomie. Tot la capitolul reorganizarea spitalelor mai există încă două prevederi, și anume posibilitatea ca universitățile să administreze spitale, să devină spitale universitare, și posibilitatea ca spitalele care au un anumit nivel de competență profesională și de dotare tehnică să devină baze de învățământ pentru rezidenți. Asistența medicală primară, rolul medicilor de familie și calitatea serviciilor medicale sunt alte puncte care vor fi cuprinse în noua lege a sănătății. Se propune diversificarea paletei de servicii pe care medicul de familie o poate acorda, debirocratizarea asistenței medicale de familie, implicarea medicului de familie în prevenție, și anume în medicina omului sănătos. O altă modificare importantă este cea referitoare la calitatea serviciilor medicale prin reorganizarea Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor ca autoritate de management a calității serviciilor medicale, care să se ocupe de acreditarea tuturor categoriilor de servicii medicale, adică de la medicina de familie până la asistența medicală de spital. Ministrul Cepoi a afirmat că noua lege a sănătății se bucură de o susținere largă pe plan național. Percepția mea este că cel puțin organizațiile cu care am stat de vorbă susțin în majoritatea lor proiectul de lege și principalele modificări ale legii. Sigur că sunt discuții asupra aspectelor tehnice de aplicare a legii, de aceea am și prelungit discuțiile, pentru că noi am zis că până în luna august vom avea aceste dezbateri, dar le vom continua și în lunile următoare. Au venit o serie de propuneri, se fac deja o serie de modificări a textului de lege. O nouă ediție a proiectului Legii Sănătății, cu noile modificări și completări, este programată pentru luna septembrie. Prezenți la întâlnirea cu ministrul Sănătății, o mare parte a reprezentanților sistemului medical din Alba au venit cu propuneri, întrebări și sugestii privind noua lege a sănătății și au spus punctul de vedere atât factorii importanți din colegiile medicilor, farmaciștilor sau medicilor dentiști, cât și asociații care activează în domeniul sănătății. Principalele modificări care urmează să fie făcute în sistemul de sănătate din România, prezentate și motivate astăzi la Alba Iulia de ministrul Vasile Cepoi, au reprezentat subiectul unei dezbateri aprinse. În cazul cardului este o mare problemă. Nu știm și nu putem crede că medicul de familie este cel mai îndreptățit, indiferent că se spune că intră în activitățile de suport în cavitație, ca să se ocupe el să realizeze. Ar fi un foarte mare eșec dacă emiterea cardurilor n-ar fi corespunzătoare. Medicii de familie pot pune la dispoziția emitentului cardului datele medicale ale persoanei respective. Și atunci cineva pregătit să emită aceste carduri
Noi putem să le distribuim date. Emiterea lor mi se pare o muncă în plus, în detrimentul activității profesionale a medicului de familie. Proiectul de lege propune ca din bugetul Ministerului Sănătății, buget de stat și venituri proprii în acces, să se acopere toate acele servicii care se acordă oricărei persoane, indiferent de calitatea sa de asigurat sau de neasigurat, din bugetul fondului de asigurări să se acorde, să se acopere doar cheltuielile pentru serviciile care se acordă asiguraților, iar protecția socială să fie făcută din fondul de protecție socială la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Și Direcția de Sănătate Publică Alba a venit cu unele precizări. În fiecare zi apreciem și susținem că este o acută nevoie de o nouă lege sănătății. Legea 95 pe care funcționăm noi a suferit până acum, cred că peste câteva mii de modificări. Da. Și este nevoie de o nouă lege, clar. Problemele bolnavilor cronici și medicamentația scumpă este grija reprezentanților Asociației Speromax. Am venit și noi cu câteva remarci la adresa legii legate de coplată. În primul rând, faptul că acum oamenii, din păcate, nu își permit, cel puțin pacienții cronici în niciun caz. Noi înțelegem că sunt presiuni din partea Fondului Monetar Internațional să fie introdusă coplata în lege, dar considerăm că ar trebui să fie o altă lege. Considerăm că ar trebui să fie un capitol distinct în lege pe drepturile pacienților. Sugestii privind noua lege a sănătății pot fi adresate și Direcției de Sănătate Publică Alba, urmând să fie transmise ministerului. Munca pe șantier e istovitoare și cu atât mai grea dacă îți bate soarele în cap. Angajatorii sunt obligați să ia măsuri de protecție a salariaților în perioadele cu temperaturi extreme, printre care reducerea ritmului activităților fizice și asigurarea de apă. La ore la miezii pe șantierele din Alba Iulia se muncea cu spor, însă oamenii spun că iau pauze dese și se hidratează intens. Muncitorii care lucrează pe șantierul din cartierul Ampoi 3 spun că își iau pauze când vor și că oricum soarele nu-i deranjează, fiindcă sunt la umbră. Un pet de 2 litri sprijinit de un gard ne dovedește că oamenii au apă. La alte două blocuri în construcție, munca este întoi, chiar dacă soarele ne spune că este ora 12, iar codul portocaliu se face tot mai simțit. Muncitorii ne-au informat că angajatorii le-au programat munca astfel încât să aibă pauze în fiecare oră. Apă au și ei. Spusele ne sunt confirmate de șeful de șantier, care nu vrea să apară la cameră, deși nu ar fi nicio problemă. Mai departe, în Micești, se lucrează la canalizare și aici muncitorii spun că e nespus de greu să lucrezi afară pe căldură, dar că toate condițiile optime de muncă le-au fost asigurate, adică pauze de 10 minute la fiecare oră și apă la discreție. În cazul persoanelor care muncesc în spații deschise, în perioadele de caniculă, angajatorii sunt obligați să le reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, programând pauze sau eșalonând pe două perioade ziua de lucru. Asigurarea apei este obligatorie. Angajatorii care nu respectă aceste prevederi legale pot fi sancționați cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei. Premierul Victor Ponta a declarat joi că a fost sesizat de Comisia Europeană în privința unor nereguli grave la proiectul extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Alba. Primul ministru a adăugat că a sesizat Direcția de Luptă Antifraudă și că e posibil ca până la sfârșitul anului să nu se mai deconteze noi sume pe programul operațional sectorial de mediu. Directorul general al SC Apă CTTA Alba, Viorel Lazăr, și-a întrerupt concediul de odihnă pentru a limpezi apele. În conferința de presă organizată astăzi la sediul societății, directorul general a precizat că proiectul se derulează normal, cu excepția unui mic conflict de interese. Firma de consultanță a angajat un inginer care a lucrat și la la proiectul studiu de fezabilitate și proiectul care s-a făcut și a fost cooptat ca specialist din partea firmei în comisia de recepție. Deci n-a făcut parte din comisia de recepție, n-a votat. A fost doar cooptat. Ei au zis că nu trebuia 12 luni să fie cooptat și aia este considerată neregulă. Neregulă care nu este de natura să pună în pericol
derularea acestui proiect, retragerea fondurilor de către Uniunea Europeană, desfășurarea proiectului. La conferința de presă au mai participat Ioan Besoiu, directorul executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Alba și Ioan Dreghiciu, director general adjunct al SC Apă CTTA. Toți trei directorii au declarat apăsat că posibilul conflict de interese nu este de natură să pună în pericol derularea programului operațional sectorial de mediu și în context exclud varianta suspendării fondurilor europene în cadrul proiectului. Potrivit acestora, proiectul se derulează normal și corect, fapt pentru care nu s-au aplicat corecții financiare. N-am avut niciun fel de corecție financiară aplicată. N-am avut niciun fel de altă problemă de natură să pună în pericol derularea acestui proiect. Proiectul merge în continuare, se desfășoară, zicem noi, în condiții foarte bune, cu licitațiile în termen și sperăm și realizarea lui la termen. Viorel Lazăr nu a vrut să comenteze spusele primului ministru Victor Ponta, dar bănuiește de unde s-ar fi informat premierul. Alt comentariu eu nu pot să fac referitor la știrea apărută și la afirmația făcută de primul ministru. Cred că informațiile dânsului sunt luate din raportul autorității de audit, cred. Unde ei au niște, dacă vă spun că la Suceava pentru 8 euro găsiți, ori zis că e neregulă majoră. Deci nu pot să fac nicio afirmație, nici nu pot și nici nu vreau. Valoarea totală a proiectului este de peste 435 de milioane de lei, din care 78,41% reprezintă contribuția nerambursabilă a Uniunii Europene. Proiectul include 15 contracte, unul de furnizare, 3 de servicii și 9 de lucrări. Până în prezent au fost semnate 13 contracte, însumând aproape 274 de milioane de lei, fără TVA. Clasa pregătitoare este pregătită în județul Alba. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, nu există probleme cu spațiul alocat în școli clasei 0, iar mobilierul este în curs de instalare în majoritatea instituțiilor de învățământ din Alba. În județul Alba sunt înscriși pentru clasa pregătitoare 2167 de copii. Mobilierul special pentru aceste clase a fost achiziționat în proporție de 35%. Celelalte mobiliere care trebuie achiziționate până în 10 septembrie, am vorbit și cu furnizorii, vor fi până în data de 1 septembrie, ca să aibă timp să le monteze și să le pregătească, să intre în bune condiții piticii, cum le spunem noi, în clasa pregătitoare. Unde sunt probleme? Avem probleme din punct de vedere al autorizațiilor, deci nu probleme de infrastructură sau școli, nu. Deci la autorizații, nu toate aceste școli unde avem grupă pregătitoare beneficiază de autorizație sanitară. Vă pot da exemple, Uioara de Sus, lângă Ogna Mureș, Susești, Feisa, unde sunt 4 copii, VSU-și, unde sunt 14 copii înscriși. Cadrele didactice din județul Alba, care urmează să predea la clasa pregătitoare, vor fi instruite de 3 formatori specializați. Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean au participat ieri după masă la o videoconferință cu Ministrul Educației în ceea ce privește stadiul pregătirilor pentru clasa 0. O mână de Alba Iulieni strânsă aseară la intersecția bulevardelor Transilvaniei și Revoluției a manifestat pașnic împotriva lui Traian Băsescu și împotriva deciziei Curții Constituționale care îl reinstalează pe acesta în funcția de președinte al țării. Protestatarii vor să repete acțiunea zi de zi cu speranța că numărul lor o să crească. Aproape 30 de albaiulieni, în marea lor majoritate liberal sau simpatizanți PNL, au scandat timp de aproximativ o oră lozinci anti-Băsescu. Printre ei s-au aflat consilierii locali PNL, Gabriel Pleșa, Simone Albani și Rareș Buglea. Noi am zis că începând de mâine seară, pentru că este și weekend, da? Începând de la orele 20, să ne întâlnim în acest loc, zic eu sfânt, de unde a pornit și Revoluția Română, da? Nu încurcăm circulația, este un pietonal. Și să încercăm să manifestăm pașnic, evident, dar să ne spunem păsul împotriva a ceea ce s-a întâmplat, împotriva acestui abuz pe care sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră îl resimțiți. Românii au demonstrat în 29 iulie clar că nu-l mai vor pe acest individ, s-au trezit 6 inși puși politic, da? Sau, îmi pare rău să o spun, probabil șantajați,
să voteze împotriva voinței unui popor. Protestatarii se vor întâlni și astăzi de la ora 20 în același loc pentru a-și manifesta nemulțumirea. Prefectul Dan Coriolan Simedru a convocat joi o ședință având ca principal subiect măsurile anticaniculă. La întrunire au participat subprefectul Cornel Murg, precum și reprezentanții Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Sistemului de Gospodărire a Apelor Române și Direcției de Sănătate Publică Alba. Prefectul a solicitat conducerii Direcției de Sănătate Publică Alba să reactiveze punctele de prim ajutor care să funcționeze pe toată perioada valului de căldură ce se va abate asupra județului nostru în acest sfârșit de săptămână. De asemenea, au fost identificate zonele sărace în apă pentru a se interveni prompt în caz de necesitate, așa cum au făcut-o mereu militarii din cadrul Inspectoratului Județean de Urgență Alba. Orientarea profesională a tinerilor din Alba nu este unul din punctele forte ale județului nostru, fapt pentru care integrarea socioprofesională a tinerilor reprezintă o prioritate pentru legislativul de Alba. În context, consilierii județeni au dat joi undă verde cererii de finanțare pentru proiectul Implică-te pentru viitorul tău profesional. Proiectul face parte din programul european Tineret în Acțiune și are grup țintă tinerii din cele 38 de licee ale județului. Se vor forma rețele de suport și chiar o axă pentru leadership, adolescenții fiind învățați să lucreze în echipă și ulterior să devină viitori solicitanți de proiecte. Șomajul în rândul tinerilor este o problemă destul de acută și ea va deveni în următorii ani, se va agrava. Conform tendințelor, în cazul în care nu există preocupări. După cum rezultă și din expunerea de motive la acest proiect de hotărâre, media la noi în România, tineri șomeri, în locul totalului șomerilor este de 23,5%, în județul Alba este de 36%. Vreau să vă spun că în Uniunea Europeană, în Spania și Grecia depășește 40%, ajunge chiar pe la 45%. Obiectivul proiectului este valorificarea optimă a potențialului profesional al tinerilor cu vârsta între 15 și 24 de ani din județul nostru. Pe lângă spectacolul pe care îl oferă turiștilor zi de zi, soldații din garda hotelului medieval mai au încă o misiune importantă, și anume paza mai multor obiective din cetatea Alba Carolina. De exemplu, niciun paznic nu putea fi mai potrivit la poarta a treia fortificației bastionare din orașul nostru, precum un soldat îmbrăcat în uniformă de epocă. Haideți-vă pe drum! Gardă înainte! Marș! Soldații despre care vorbim fac parte din corpul de gardă pedestră sau garda porților. Pe lângă ceremonialul zilnic, ei îndeplinesc și acest rol important de a păzi anumite monumente din interiorul fortificației. Totodată, vizitatorii care trec prin cetate la orice oră din zi au posibilitatea să se fotografieze alături de acești ostași îmbrăcați în uniforme viu colorate. În condițiile în care acest lucru se întâmplă de mai bine de 3 ani, imaginea gărzii din cetatea Alba Carolina este foarte strâns legată de cea a orașului. Fotografiile cu soldații de la porțile cetății au împânzit internetul, constituind astfel un element important de atracție a turiștilor în Alba Iulia. La intrarea în curtea hotelului medieval, pe traseul de sud, lângă centrul de echitație, la poarta a patra și la poarta a treia, acești soldați aduc prin prezența lor viață și culoare între zidurile cetății bastionare din orașul nostru. Astăzi au fost soluționate în ședința publică cererile de pretransfer consimțite între unitățile de învățământ. După primele două etape de repartizare, conform listei actualizate de Inspectoratul Școlar Județean Alba, există 269 de posturi vacante la nivelul județului, cele mai multe în învățământul gimnazial. Ședința publică de astăzi a reprezentat cea de-a treia etapă a repartizării de posturi după examenul de titularizare. Cadrele didactice care și-au depus dosare de pretransfer s-au prezentat la sediul ISJ Alba. O să trecem la specialitatea învățători. Avem 8 candidați. Candidate. Ne spuneți, vă rog, pentru ce post candidați? Pentru postul de matematică de la Rădești, școala Rădești, școala gimnazială Rădești. Post de titular? Da, este titulară, sunt titulară a învățământului, la școala Strenț. Ce experiență aveți în învățământ? 23 de ani de vechime. Pentru postul de învățător am venit de la grup școlar industrial Sebeș, la liceul sportiv Alba Iulia. Ați reușit să vă transferi? Da. Ce experiență aveți?
Da, de 20 de ani vechime, lucrez la clasa de step by step de 8 ani și postul, am îndeplinit cerințele postului. Astăzi, începând cu ora 9, a început pretransferul cadrelor didactice, iar posturile neocupate rămase de la titularizare sunt 270, din care vacante 208. 86 din acestea 208 sunt complete, adică catedră întreagă, 18 ore. Iar candidați pentru această etapă de mobilitate pretransfer, 31 de candidați. După o nouă reactualizare a listelor, la începutul săptămânii viitoare se vor repartiza pe posturi candidații rămași fără catedre după concursul național din sesiunea 2012 și candidații care solicită angajare în baza notelor obținute în sesiunile din 2011 sau 2010. Cu toții sperăm ca anul ce urmează să fie mai bun. Din păcate, veștile bune întârzie să apară. Începutul lui 2013 ne așteaptă cu noi scumpiri, de această dată la gaze și electricitate. Posibilitatea ca noul an să înceapă cu scumpiri este una foarte mare. Toate sunt din cauza faptului că guvernul intenționează să introducă în ianuarie o taxă pe veniturile suplimentare de gaze și electricitate, iar pentru mijlocul anului a intrat în dezbatere un nou regim de reglementare și taxare în zona companiilor de petrol și gaze naturale. Ministrul Economiei Daniel Chițoiu a afirmat că sumele astfel colectate vor fi direcționate către un fond special, prin care vor fi ajutați consumatorii vulnerabili. Potrivit aranjamentelor asumate de guvern față de FMI, prețul gazelor și electricității vor fi liberalizate integral până în 2018, în etape și diferențiat pentru consumatorii industriali și cei casnici. Așadar, prețul gazelor pentru populație va crește cu 10% în 2013 și 2014, pentru ca în 2015-2018 să urce cu 12% anual, prin ajustări trimestriale, iar liberalizarea pieței de energie va începe în septembrie cu clienți industriali. Redevențele de petrol și gaze sunt cuprinse între 3,5% și 13% din producție și au fost fixate în 2004 până în decembrie 2014. Ați auzit că de la anul se vor scumpi gazele și electricitatea? Ce părere aveți despre asta? Ce aș putea să vă spun? Trebuie să fim de acord cu cei mai mari care fac legea în țara asta. Din ce cauză credeți că se produc astfel de scumpiri în continuu? Știu și eu, sunt atâtea cauze care duc la asta. Sau am putea face ceva noi, cetățenii de rând, pentru a opri scumpirile care se produc? Nu, ce am putea noi să facem? Noi nu putem să facem nimic decât să ne conformăm. Am auzit. Din ce cauză credeți că se produc astfel de scumpiri? Frumoasă întrebare. Probabil pentru că toate din ce în ce mai scumpe. Vedeți că e seceta asta, apă nu este. Energia electrică se face tot mai greu. Probabil de asta, nu știu. Credeți că putem face noi, cetățenii de rând, ceva pentru a opri astfel de scumpiri? Nu știu, prima dată sus să fie liniște de acolo în politică și pe urmă noi. Noi ce să facem? Nu e atâta să votăm și să votăm cât mai rar, dar bine. Economia, încădere liberă. Din pricina celor care conduc, bănuiesc, nu? Oare putem face noi, cetățenii de rând, ceva pentru a opri aceste scumpiri? Voi, tineri, puteți face totul. Aveți curaj, aveți minte, sunteți stăpâni pe tehnica modernă, puteți. Bugetul de stat încasează anual de redevențe miniere și petroliere care se cifrează în jurul sumei de 1 miliard de lei, respectiv 225 de milioane de euro. Circulația vehicolelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone pe drumurile naționale este interzisă temporar în perioada 24-26 august, în intervalul orar 11-20. Această interdicție survine în urma avertizării de cod portocaliu în mai multe județe ale țării, inclusiv județul Alba. Compania Națională de Drumuri Naționale din România interzice temporar circulația vehiculelor cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone începând de astăzi și inclusiv până duminică 26 august. Restricția nu se aplică pentru vehiculele destinate transportului de persoane și de animale vii sau pentru produsele perisabile de origine animală și vegetală. Pot circula de asemenea vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră, transporturile funerare, cele pentru distribuire
distribuirea de apă și hrană în zonele calamitate. În aceleași condiții pot circula transportatorii care asigură o temperatură controlată a mărfurilor sau cei destinați tractorilor auto. Restricția va fi aplicată pe toate drumurile naționale din județul Alba și este necesară pentru protecția sectoarelor de drum asfaltat, pe care, datorită temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformări majore irreversibile cu pierderea stabilității îmbrăcăminții rutiere. În aceste condiții, polițiștii din structurile de poliție rutieră vor fi prezenți pe drumurile naționale din județul Alba și vor interzice accesul autovehiculelor cu masă mai mare de 7,5 tone, acestea urmând să fie parcate, în principal, în parcările amenajate. Legislativul de Alba a aprobat în ședința de joi proiectul de hotărâre vizând taxele locale și tarifele datorate bugetului general al județului în anul 2013. Aici intră și tarifele ce le va practica de anul viitor secția de anatomie patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență. Potrivit proiectului de hotărâre, în 2013 taxa de îmbălsămare va fi de 76 de lei, iar cea de cosmetizare de 45 de lei. La aceste două taxe se adaugă taxa de frigider în valoare de 38 de lei. În caz de urgență a prelucrării piesei și elaborării rezultatului histopatologic, se mai achită 50 de lei. Totul costă 209 lei. Mai apoi urmează cheltuielile cu dricul, groapa, groparul, părăstasul și toate celelalte. Și se pune cruce. Nu mai e un secret pentru nimeni că milioane de români au plecat să muncească în străinătate. Și așa cum era de așteptat, aceștia nu împart bunul trai și cu statul român. Nici nu e greu de înțeles, având în vedere că plătesc suficiente taxe peste hotare, iar statul român pierde și cetățeni și bani. Numărul salariaților din țara noastră s-a redus la jumătate în ultimii 20 de ani, adică la doar 4,3 milioane de persoane. Mulți români lucrează pe posturi necalificate în străinătate, chiar dacă au terminat o facultate. Dacă cei 2,5 milioane de români aflați la muncă în străinătate ar lucra în România pe un salariu mediu net de 340 de euro pe lună, s-ar aduna la buget cel puțin 8,25 de miliarde de euro. Banii ar reprezenta contribuțiile plătite de angajați și de angajator pentru sănătate, pensii, șomaj și impozitele pe salariu. Un alt efect negativ asupra economiei constă în scăderea numărului de angajați și creșterea numărului pensionarilor. În prezent, un salariu susține din contribuții și impozite 1,2 pensionari, iar deficitul fondului de pensii, care a depășit 3 miliarde de euro anul acesta, continuă să crească. Numărul salariaților în 2012 este de 4,30 de milioane. Numărul pensionarilor în 2012 este de 5,31 de milioane. Oana Pivniceru a depus joi jurământul de investitură în funcția de ministru al Justiției. Evenimentul a avut loc la Palatul Cotroceni în fața președintelui interimar Crin Antonescu și a membrilor guvernului prezenți la eveniment. Președintele interimar Crin Antonescu a semnat joi decretele privind eliberarea din funcția de judecător prin demisie a Monei Pivniceru și numirea acesteia în funcția de ministru al Justiției. La ceremonia de investitură de la Palatul Cotroceni au fost prezenți membrii ai guvernului în frunte cu premierul Victor Ponta, precum și consilieri din cadrul administrației prezidențiale. De asemenea, au fost prezenți președinții celor două camere ale Parlamentului, Valeriu Zgonea și Petru Filip. Tot ieri, plenul Consiliului Superior al Magistraturii a luat act de cererile Monei Pivniceru de demisie din funcțiile de membru ales al CSM și de judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Mii de turiști din întreaga țară și mai ales din străinătate aleg să vină pe timpul verii pe Transfăgărășan. Șoseaua care leagă Transilvania de țara românească a cucerit acum câțiva ani chiar și pe realizatorii emisiunii Top Gear, care odată intrați pe traseu au rămas uimiți de frumusețea locurilor și a șoselei. Chiar mai mult, site-ul Auto Cars Route plasează Transfăgărășanul pe primul loc în topul primelor 15 țări cu cele mai uimitoare șosele din lume. Având o lungime de 90 de kilometri, șoseaua traversează lanțul Carpaților în cea mai înaltă porțiune a munților Făgăraș. Traseul este unul extrem de spectaculos, iar parcurgerea lui face ca adrenalina să crească la maxim după fiecare viraj în porțiunile de curbe trecute la milimetru pe buza șoselei înguste care brăzdează muntele și norii. Transfăgărășanul a fost construit între anii 1970 și 1974, în timpul lui Nicolae Ceaușescu. Pe această șosea se poate circula numai în perioada iunie-octombrie, întrucât pe timpul iernii acest drum este impracticabil din cauza stratului mare de zăpadă. Însă, odată ajuns pe culmile munților Făgăraș, frumusețea locurilor te curcerește definitiv. Dacă pe timpul iernii turiștii sunt atrași în zonă datorită hotelului de gheață, pe timpul verii iubitorii de trasee montane spectaculoase parcurg șoseaua Transfăgărășanului pentru a ajunge pe culmile Făgărașului, unde se află
lacul Bâlea și rezervația naturală Bâlea. La cei peste 2000 de metri altitudine, temperaturile se mențin destul de scăzute, chiar și pe timpul verii, iar cei care ajung în punctul cel mai înalt al Transfăgărășanului vor simți răcoarea aerului, care rareori depășește 15 grade Celsius. Până acum, sarcina colectării impozitelor pe proprietate revenea primăriei, acțiune ce ar putea fi preluată de ANAF. Această acțiune este rezultatul deciziei guvernului din iulie anul acesta. De acum este posibil ca taxarea să se realizeze în funcție de destinație și nu de calitatea proprietarilor de clădiri sau terenuri. Trebuie să știm că în prezent taxele pe proprietate sunt reprezentate în principal de impozitele pe clădiri și terenuri, dar și taxele pe mijloacele de transport. Vom studia posibilitatea ca ANAF să colecteze taxele de proprietate în numele autorităților locale. Acestea sunt cuvintele ce apar în scrisoarea suplimentară de intenție, agreată la începutul lunii august de autoritățile române cu Fondul Monetar Internațional. De reținut este și faptul că baza de impozitare a fost modificată în luna iulie de guvern, iar taxarea va varia în funcție de utilizarea proprietății și nu de natura proprietarului, așa cum se calcula până în prezent. Așadar, impozitul plătit de o persoană fizică ar putea fi similar cu cel plătit de o firmă, dacă imobilele deținute au aceeași destinație. Decizia de transfer a colectării acestor taxe de la autoritățile locale la ANAF ar putea avea legătură cu noul departament privind controlul marilor averi, care în acest fel ar putea accesa direct o importantă bază de date. Vânzările în scădere, consolidarea business-ului sau un nou model care înlocuiește pe cel vechi sunt doar câteva dintre motivele producătorilor de autoturisme pentru a elimina din gamă o mașină. În anul 2013, 9 astfel de modele vor ieși din producție. Chevrolet Avalanche, Dodge Caravan, Chrysler Town & Country sau Kia Sedona nu mai îndeplinesc criteriile clasei lor, nu mai au funcționalitatea cerută de către utilizatori sau pur și simplu nu mai fac față competiției. Mercedes R-Class a ratat vânzările pe piața din Statele Unite, iar Jeep Liberty a fost numit zgomotos, înghesuit și demodat față de alte mașini din clasa lui. Mazda CX-7 arată ca un SUV nereușit, iar Mitsubishi Eclipse nu s-a vândut aproape deloc, doar 601 astfel de modele fiind cumpărate. Singurul model convertibil de la Volvo C70 aflat pe piață din 2006 este dovada faptului că Volvo trebuie să se întoarcă la ceea ce face cel mai bine. Prea puțin cai, direcție stângace și cupeul decapotabil care ocupă prea mult spațiu din portbagaj sunt criterii suficiente pentru a nu mai continua seria. Lexus HS 250 de la Toyota costă prea mult pentru ceea ce spun cumpărătorii că e doar un Prius căruia i s-au adus îmbunătățiri. În plus, începând de luna aceasta, va apărea un nou model care îi va lua locul. Tot mai mulți iubitori ai sporturilor extreme au început să practice zborul cu parapanta sau deltaplanul și pe plaiuri românești. La prima vedere, aceste sporturi par a fi unele exclusiviste din cauza costurilor destul de piperate ale echipamentelor. Însă odată intrat în zbor direct, microbul planării nu te mai părăsește. Văzduhul este brăzdat în ultima vreme de tot mai multe aparate de zbor. Nu vorbim de aparate de zbor gen avioane sau elicoptere, ci de parapante sau deltaplane. Iubitorii de senzații tari se îndreaptă în ultimii ani spre practicarea sporturilor extreme, cum ar fi zborul cu parapanta sau deltaplanul. Parapanta se încadrează în rândul sporturilor extreme, la care setea de adrenalină este potolită de zborul la înălțimi, care profanilor le-ar tăia respirația. Zborul se inițiază din diferite locuri, cum sunt crestele munților sau panta unui deal. În foarte multe locuri în țară s-au înființat școli sau cluburi de zbor unde instructorii îți predau primele lecții de zbor. Trebuie să știți însă că parapantele obișnuite au de obicei o arie între 25 și 35 de metri pătrați cu o deschidere de până la 12 metri și o greutate între 3 și 7 kg. Greutatea reunită a aripei hamului, rezervelor, instrumentelor și căștii ajunge până la 18 kg. Așadar, iubitorii acestui sport extrem au nevoie, pe lângă foarte multe ore de practică, și de o condiție fizică bună pentru a susține echipamentul. În plus, cel care dorește să zboare trebuie să aibă, pe lângă tehnica de controlare a dispozitivului propriu-zis, cunoștințe de aerodinamică și meteorologie. Oricum, pentru a primi dreptul de a folosi parapanta, este nevoie de o licență de zbor care se eliberează după absolvirea unui curs de zbor cu un instructor autorizat.
Doamnelor, domnilor, știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@alpatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000. Iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Ieri a avut loc la sediul Federației Române de Fotbal tragerea la sorți a Ligii I de fotbal feminin. Reprezentanta județului nostru, Club Sportiv Navobi, va întâlni în prima etapă programată pe data de 9 septembrie formația UTA Arad. Cel mai probabil, fetele își vor disputa meciurile de pe teren propriu la Oarda. Seria de vest, unde a fost repartizată și Navobi Alba Iulia, este foarte dificilă și fetele antrenate de Cătălin Popa și Alexandra Marian nu pot decât să spere că vor reuși să facă meciuri tari pentru a se menține în prima ligă. Echipele care fac parte din Liga de Vest alături de Navobi sunt UTA Arad, Motorul Oradea, Independența Baia Mare, CFR Timișoara, Negrea Reșița și campioana Olimpia Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În Cupa României, fetele vor întâlni echipa Viitorul Reghin, o cunoștință a echipei din Alba Iulia care a reușit o victorie și o înfrângere în două amicale jucate în compania echipei din Reghin. Contactat telefonic, președintele celor de la Navobi a declarat că este o serie dificilă pentru echipa sa, însă speră să o facă o imagine cât mai plăcută. În ceea ce privește Cupa României, președintele ne-a declarat că dorește să învingă echipa din Reghin și să aibă un parcurs cât mai lung în această competiție. Iar în privința duelului cu Olimpia Cluj, Silviu spune că este ca și cum ar întâlni Barcelona. Mâine va avea loc la Berghin a doua etapă din cadrul competiției Alba Motor Challenge. Campionatul județean de viteză în coastă este structurat pe trei etape. Prima a avut loc la Straja, a doua va avea loc mâine la Berghin și cel mai probabil ultima va fi la Daia Română. Distanța pe care sportivii trebuie să o parcurgă este de 3,2 km, puțin la prima vedere și ușor, însă traseul este presărat cu multe viraje periculoase care cu siguranță vor anima competiția. Traseul între Berghin și Straja va fi închis mâine între orele 8 și 17. La start sunt așteptați piloți cu experiență care au ținut volanul mașinilor în mână și la prima etapă desfășurată la Straja. Această etapă este organizată și datorită succesului obținut după cursa de la Straja. Toată lumea a fost încântată și Mihai Beldie speră ca acest campionat județean de viteză în coastă să prindă rădăcini în Alba. Traseul între Berghin și Straja este unul destul de dificil, presărat cu viraje strânse, unde tehnica, dar și experiența își vor spune cuvântul. Dimineața competiția va începe cu recunoașterea traseului, cursele de antrenament, iar apoi cursa propriu-zisă. Toate scorurile din partidele jucate de echipele românești în play-off-urile Europa League au fost identice, mai exact 0-2, însă doar Steaua a reușit să câștige celelalte două echipe, Dinamo și Vaslui, pierzând pe teren propriu, fapt care duce la diminuarea drastică a șanselor de calificare în grupele Europa League. Steaua București a deschis balul aseară împotriva celor de la Ecranas. Cu toate că au jucat pe un teren sintetic, steliștii au reușit să se impună cu 2-0 și au prima opțiune de calificare în grupele Europa League. Golurile trupei roș-albastre au fost trecute în contul lui Martinović și a debutantului Adi Popa, care a reușit un gol superb din lovitură liberă. Chiar dacă a evoluat pe Național Arena în compania peste 20.000 de fani, Dinamo nu a reușit să învingă trupa din Harkov. Metalist Harkov a deschis scorul în minutul 9, însă trupa lui Bonetti nu a reușit să marcheze, fapt ce duce spre o calificare eșuată în grupe. Scorul final a fost de 2-0 pentru ucrainieni, care au închis tabela în minutul 57. Nici pleșii lui Porumboiu nu au făcut față împotriva Interului din Milano. Jucătorii lui Șumudică s-au jucat cu ocaziile, având multe șanse să trimită balonul în poartă, dar nu au produs modificări tabelei, care a contorizat scorul de 2-0 pentru Inter Milano. Dacă scorurile au fost identice, la fel a fost și marcarea golurilor. Fiecare echipă a înscris un gol în prima parte a meciului, iar cel de-al doilea gol a venit în al doilea mitan. Așadar, Steaua București zburdă spre grupe, însă nu poate fi acompaniată de echipe românești, doar dacă CFR-ul nu reușește accederea în Champions League. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo.
Căldura și disconfortul termic persistă până la lăsarea serii. Cerul va fi mai mult senin, exceptând zona de munte, unde vor mai fi unele înorări și izolat averse însoțite de descărcări electrice și posibil căderi de grindină. Vântul nu se intensifică, iar minimele termice se situează între 10 grade în depresiuni și 26 de grade Celsius. Presiunea atmosferică nu se va modifica semnificativ, iar mercurul din termometre se situează în această seară undeva în jurul valorii de 30 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 28-29 de grade la Aiud și Blaj și 26 de grade Celsius la Câmpeni. La noapte, regimul termic va înregistra valori de 16 grade la Alba Iulia, vor fi 18 grade la Sebeș, 15 grade la Aiud și Blaj și 13 grade Celsius vor indica termometrele la Câmpeni. Vremea se păstrează caniculară și sâmbătă, iar disconfortul termic accentuat în toate regiunile. Cerul va fi mai mult senin, dar cu unele înorări după amiaza la munte, unde vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 41 de grade, iar cele minime între 11 grade în depresiuni și 27 de grade Celsius. Așadar, aproximăm pentru mâine maxime oscilând în jurul la 40 de grade la Alba Iulia, Aiud și Blaj, vor fi 41 de grade la Sebeș și 37 de grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Nu scăpăm de caniculă nici duminică, dar nici de accentuarea disconfortului termic. Cerul va fi variabil și pe arii restrânse după amiaza și seara. În zona de munte vor fi posibile averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări la munte și izolat în timpul ploilor, iar trecător cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 32 și 40 de grade, iar cele minime se vor situa între 15 și 25 de grade, mai scăzute în depresiuni. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumim că ați urmărit știrile Alba TV. La revedere!